Ei, salut! Sunt Ionel, un oltean în Franța. M-am întors acasă, prima zi de școală. Am condus-o pe Ines. Cred că e ultimul an în care mai pot conduce. Aglomerație mare, nu facem decât foarte puțină distanță. Se găsește poziții, îmi găsesc eu aici să nu mă bată soarele tare în ochi. Și foarte frumos dimineața aceasta. Emoții? Am avut privilegiul să conduc pe Ines, deși spunea să nu mai conduc. Am și încercat să vedem dacă are așteptări, are pretenții, dar am condus-o, fiindcă, mă rog, mi-a spus că are emoții și era și bucuria mea să conduc, nu doar așa că, na, să mă bag în seamă. Și interesant a fost că la colț acolo, la colegiu, când deja intra pe linie dreaptă și putea fi văzută de colegi, de colegi, de alții, mi-a spus, dăm sacul și gata, pa. Și am mers la 1,2 m în spate până am găsit tata unei colege de-a ei, bune prietene, și ne-am salutat și am urmărit-o de la distanță. I-am spus, sunt garda de corp, acum nu mai am voie decât să merg așa la o anumită distanță, nu mai te apropii de copiii când intră în perimetrul ăsta lor. O dimineață frumoasă, am filmat, am făcut niște poze la o răsărit deosebit de frumoasă soare, am făcut niște poze și lui Ines, nu prea îi place să fie filmată sau fotografiată, deja e domnișoară mare. Așa că, da, intrăm într-un nou ciclu, într-un nou an școlar. Multă emoție aici în Franța, e foarte aglomerat. Sute de, deși e o comună de 3.000 și ceva de locuitori, sute de mașini vin din toate părțile, e un fel de colegiu regional sau ceva de regional, mă rog, zonal, cuprinde o anumită arie de vreo 20 de kilometri, vin copiii la acest colegiu, la această școală. Colegiu în general se spune, dar e aici și liceu și partea asta gimnazială. Da, așa că am trecut și momentul acesta. Ei la prânz au masă, probabil vine să vină acasă, mă pun repede să gătesc ceva, să aibă de prânz și vreau să fug și eu la muncă. În general, la job poți să ai liber astăzi pentru a-ți duce copiii la școală, neplătit, liber neplătit, dar poți să ai acest privilegiu. Cu toate astea, liber neplătit, ca atare nu-ți vin bani. Și aici, o zi neplătită, fără să faci ceva, pe lângă impozitul pe viață, pe scumpirile care sunt, nu-i plăcut. În fel, e un video pe care îl fac după multă vreme. N-am mai scris, n-am mai filmat nimic. Am zis să nu vă obosesc cu emoțiile noastre, că știu să le exprimăm și să ne confruntăm în dezbatere. Așa că, pe cei care erați nerăbdători să știți despre noi, suntem bine. Ne-am bucurat și de o mică vacanță. Ne-a venit mesajul cu iar au mai luat ăștia bani din cont. Așa, mesajul de fiecare luni dimineață mă informează ce bani mai am în cont sau câți mi-au luat. O mică vacanță în România dedicată familiei, părinților, fraților, copiilor și nu mi-a permis prea multă activitate. Și atunci că asta este. Și ne-am întors acasă, ne-am luptat cu o situație pe care încă nu vreau să o descriu în acest mic mesaj, mic vlog, care transpune emoții pozitive. Poate o să vă vorbesc puțin mai încolo, deși e o chestie destul de dificilă de a pune într-un vlog, într-un spațiu virtual, că oamenii pot să o interpreteze într-un fel sau altul. Asta este bun, oameni. Oameni frumoși. Mă opresc aici, că așa aș mai vorbi eu multe, dar ca de vorbit suntem buni, mai ales dacă intrăm să povestim despre muncă, despre armată, despre apicultură. Da, acum putem să avem și bucuria să vorbim și despre copii. Uite, pe aici mă buze un frelon asiatic. Mulți dintre dumneavoastră nu știu ce e asta, dar e o viespie, un gărgăune mai mare așa, dar e venit din Asia și foarte bine aclimatizat în Franța și destul de incisiv și agresiv, deci se împrăștie foarte repede, nu ai prea multe soluții. Dar mă las că ăsta sunt prostii, le rezolvăm și pe astea. Se bat între ei. Bă, bravo! Bă, bătăți-vă, dar nu veniți spre mine, că n-am mască. Mamă, ce se ceartă. Interesantă luptă.
E prima dată că văd cum se bată pe ea. Bine, prima dată să văd că țin atâta, nu se lasă bătuți. O zi frumoasă! Aveți bucuria pe care o am și eu și am îndărit să vă împărtășesc. Aveți bucuria să vă vedeți copiii la școală, ducându-i sau nepoții. Că, na, mulți din generația mea sunt deja la categoria nepoți. Și asta este dacă eu am fost tomatic și m-am căsătorit de burlac bătrân, cum se spune. Asta este. Multă sănătate, o zi excelentă și anul ăsta școlar să vă aducă bucurii. Cu drag! Ionel Nistor, unul de an în Franța. Ciao! Sau cum zic francezii, bisous!